Cea mai mare mândrie a unui antrenor este să participe la un meci important în cariera sportivă a elevului său. Profesorul de fotbal Ovidiu Mărginean a trăit această bucurie anul acesta. Unul dintre foștii săi elevi, Cristian Pușcaș, are deja două partide jucate ca titular în echipa mare a clubului Steaua București. La primul meci a participat și el din tribune. Deci este o mândrie să-l fi avut pe acest băiat lângă, să-l fi crescut și acum să ajungă acolo. Chiar am primit o invitație în momentul în care a fost meciul de deschidere sau de prezentare a lotului Steaua cu Litex Loveci. Am primit o invitație și a fost foarte emoționat pentru mine să mă duc la meci. Am fost și l-am văzut aplaudat și încurajat de zecile de mii de spectatori care au fost atunci la meci. Cristian Pușcaș este poate una dintre revelațiile anului pentru Steaua București, însă pentru primul său antrenor, Cristian este un talent înăscut, descoperit la timp. Cristian Pușcaș, care e născut în 1994, un jucător care a venit de la 6 ani la fotbal, pe atunci eu lucram la Vântul Reghin și a venit la grupa pe care o conduceam atunci. După aceea am plecat la Stejarul Gurghiu, unde am lucrat iarăși cu un om de afaceri și am făcut o treabă foarte bună. Părinții au optat pentru a-l duce cu mine, fiindcă băiatul îi plăcea metodele de antrenament și metodele de lucru. Iar de aici am plecat împreună cu acest băiat la Kinder Târgu Mureș. Suntem mândri să putem întocmi o listă cu tineri fotbaliști plecați de la Reghin și care, e clar, au în față o carieră sportivă. Alți doi copii joacă deja de ceva timp la Dinamo București. De la această echipă din Gurghiu am dus pe Stavil Bogdan, pe Gabor Raul, jucători care sau copii care au ajuns până la urmă la echipe importante din țară. Sunt jucători foarte buni, jucători foarte talentați. Gabor are nativul tatălui lui, care a fost fotbalist foarte bun la ASA Târgu Mureș și în lotul național de juniori. Îi calcă pe urme acum și el este în lotul național. Deci există potențial la noi aici în zona Reghin, mai ales pe Valea Gurghiului. Se pot crește copii și să îi dăm mai departe pentru cluburile importante din țară. Alexandru Roșca este un alt nume despre care vom mai auzi. A pornit și el de pe Valea Gurghiului și a ajuns astăzi la prestigioasa școală de fotbal FC Ardealul Cluj. Visează însă departe și are tot dreptul să o facă. Am pornit prima dată de aici, de la Gurghiu, și apoi am progresat. Am ajuns la Kinder, Târgu Mureș, și apoi am ajuns la Ardeală. Am ales acest sport pentru că este unul frumos, în care poți ajunge mare și poți să câștigi mulți bani. Mi-aș dori să joc în Liga 1, la Steaua București. Și poate undeva în străinătate? Te-ai gândit la un moment dat? Da, la AC Milan. Dovezile sunt așadar incontestabile. Avem copii talentați la fotbal și nu numai. Trebuie doar descoperiți, iar asta în urma unei bune colaborări între părinți și profesori. Iar dacă timpul va dovedi că nu sunt făcuți pentru performanță, vor rămâne totuși cu un mare câștig: sănătatea și pasiunea pentru mișcare.